Dragi prieteni ai Telem Neamț, șirul de interviuri Telem, astăzi m-am oprit asupra lui Laurențiu din Mișcă, pe care nu l-am mai văzut de o bucățică bună de vreme. Știam că s-a făcut el capitalist. Bun, capitalist era mai de mult așa cu ideile lui, dar acum s-a mutat chiar în capitala României Recte, București, unde se preocupă cu multe și nu mărunte. Da, Cui într-adevăr, datorăm vizita asta din perioada asta la Laurențiu? Sau cui datorezi tu? nunților. Acum e perioada nunților, de aia sunt în zonă. Nu, și nu neapărat. Sunt cu prietena mea, Ana Maria. Ea având și ea treburi în zonă, îmbinăm Îmi cer Bucureștiul cu scuze, Petrănița. Laurențiu, dragi prieteni, suflet de artist, Laurențiu nu putea să se însoțească decât cu ceva, cu cineva frumos. Bine, te-am cunoscut și eu, Bine, v-am Ana. cunoscut și eu. Acum am avut onoarea, acum câteva zile, la vernisajul maestrului Romanescu. Da, la Mircea Alt Alonzi. Sunt. capitalist și dumneavoastră. Da, într-adevăr, el chiar locuiește acolo. Eu sunt temporar, zic eu. Sunt mai bine de 9 luni, 10 luni în București. Nu mi-am aș fi închipuit că o să intenționez să am atelierul în centrul Bucureștiului. Era așa un semi-vis sau, de fapt, un vis adeverit, ceea ce vreau să creez eu prin Centrul Internațional de Artă sau Muzeu, Galerie, aici lângă Piatra Neamț, la Gura Văii, practic, pun în practică. Se realizează și în fapt la București. La Teatrul Țăndărică dețin un spațiu destul de Generos am văzut din generos, da? postările tale de pe rețeaua de socializare, cu multe, multe evenimente deja desfășurate, probabil și în desfășurare. Uite, n-am mai deschis pagina ta să văd dacă acum este vreun proiect al tău în desfășurare, dar știu că au fost multe cu public de calitate, cu artiști de calitate care au expus acolo. Asta să înțeleg că ai renunțat la visul de la Gura Văii? Nu, nu, nu. Deci sunt la capitolul să-l renovez școala respectivă și să-i dau destinația de care am povestit, centru de artă, ateliere de artiști, muzeu într-un final. Și acum sunt la capitolul să strâng colecția de artă, organizând saloane internaționale de outsider artă, artă brută, artă vizionară, ce promovez eu prin intermediul fundației mele Outsider, din 2000, de când am început doctoratul, practic încep să promovez genul ăsta de artă, și sunt la capitolul să promovez și artiști români. Deci identific artiști români, de factura asta îi promovez deocamdată la București și prin ceva festivaluri internaționale din Franța. Ce am uitat să precizez, dragi prieteni, este faptul că ne aflăm aici într-o cafenea culturală, la Sestri. Trebuie să știți, să cunoașteți locul acesta. Am improvizat studioul exterior al Teleiemului aici. Vedeți un tablou de-al maestrului din Mișcă, pe masă încă un artefact de-al lui. Și Ana și Laurențiu sunt echipați cu realizări de-ale tale. Da, e Modelele, cel adevărat, puțin. da, e adevărat, una din actualele preocupări. Laurențiu a și expus aici, ați urmărit, cred, pe YouTube, asta, niște materiale frumoase. A expus de câteva ori aici, în Sestri. Da, de 2 ori în Sestre Gallery, odată mi se pare că artă erotică și odată o expoziție așa zisă normală. Revenind la preocupările actuale, într-adevăr, vreau să-mi pun amprenta pe haine, atât de sex feminin cât și de sex masculin, prin, știu, ceea ce numim lux și ceea ce numim stradal. Deci vreau să promovez conceptul outsider art fashion, un fashion în afara normelor. În primă fază, lucrările mele, detalii din lucrări se vor vedea pe diferite materiale, de la cămăși de lux, rochii de damă, mâneci, papioane, butoni și cred că Accesorii, accesorii, poșete, da, cum vedeți da, da, aici. care poartă amprenta inconfundabilă a lui Laurențiu din Mișcă. Vreau să o întreb și pe Ana ceva, uite, îmi cer scuze pentru că în mod normal cu o doamnă ar fi trebuit să începem acest interviu și să o facem cunoscută pe
Prietena, iubita lui Laurențiu? Iubita, aș spune, nu? E bine spus, văd că se bucură, radiază. Cum l-ai cunoscut pe Laurențiu? Frumos, frumos. Ne-am cunoscut într-un local tot din Piatra Neamț, la un concert Radu Gheorghe, cred că era, da. Și întâmplător aveam prieteni comuni. Iată, am ajuns la Și ați aceeași rămas masă și... împreună? Cum e să porți creațiile vestimentare ale lui Laurențiu? Văd că o faci cu plăcere și cu mândrie. Eu așa simt de Bineînțeles, la cu tine. mare drag o fac. Ador ceea ce face Laurențiu, așadar le port cu... Suntem un pic nu deranjați, dar nu e nicio problemă, se rezolvă repede, se... Tai la montaj. Lăsați, lăsați, nu mai tai la montaj nimic, interviul așa va intra pentru că timpul ne presează, dar e bine, suntem în definitiv într-un local unde se practică asemenea obiceiuri, adică se poate bea un pahar cu apă, un suc. Cum spuneam, îmi place foarte mult ceea ce face Laurențiu și port cu drag toate creațiile lui. Mulțumesc! Încercăm împreună să dezvoltăm capitolul ăsta legat de fashion, ea având un ochi, un altfel, un ochi feminin în capitolul ăsta. Eu am un ochi de artist și mai mult latura masculină, dar moda e de fapt e pentru toate sexele. Și încercăm împreună să prezentăm tot felul de prototipuri ambalate foarte frumos și să participăm cu ele la și o diverse știu, târguri eventual sau cercuri private, să promovăm arta lui Dimișcă și pe diferite haine. Deci până Ați auzit acum. pe Laurențiu Dimișcă vorbind despre arta lui Dimișcă. Omul este prețios, știe ce vrea, știe unde vrea să ajungă, în primul rând. Poate cred eu că e un fel de defect profesional, fiind și în capitolul de a promova artiști și de a și comercializa, bănuiesc că mi-am trădat latura și de comerciant. Nu-i nicio scuză, eu Nicio problemă. Știu că chiar. în toate luările tale de cuvânt ai precizat, ai făcut precizări în acest domeniu. Faptul că a te ocupa de cumpărarea și vânzarea de artă nu mi se pare nimic înjositor. Din potrivă, este un segment nobil al zonei de artă, indiferent de ce gen, brută sau clasică. Pentru că în felul ăsta tu ajuți alți artiști. E adevărat, dar normal și de drept un artist ar trebui să fie în turnul lui de fildeș, dar din păcate Dar trebuie să-și trăiască, societatea. nu? Trebuie să-și Exact. plătească întreținerea, impozite, trebuie să mănânce. Mâine, poimâine îți plătesc și aerul care Da, să mai respiră. meargă la câte o nuntă, unde oricât ar fi el de frate, prânzai pe bani, nu? E adevărat că fiecare, din fericire sau din păcate, artist sau pictor sau viitor artist ar trebui să, ori din școli, ori nativ, să aibă latura asta, să-și prezinte produsul, să-și îl valorifice, pentru că, din păcate, nu s-a format segmentul ăsta de dealer, Se agenți. conturează, este încă așa, se tatonează, nu s-a stabilit o piață precisă, sigură, cu toate că deja am auzit de mediul concurențial, de. Piața de artă se așează, chiar și începe foarte frumos prin tot felul de licitații, case de licitații care apar și chiar eu am și promovat artiști nemțeni, i-am băgat în catalogele de licitații, n-am primit niciun mulțumesc, O nu să vă contează. prezint, nu nici de la Mimi Revencu? Bine, cu doamna Mimi sunt altfel de relații, dar Pentru mă că refer o la să vă prezint în curând, dragi prieteni, cu o artistă, o tare dragă inimii mele, o manieră deosebită de a lucra, de a picta. Am cunoscut-o într-o tabără de creație anul trecut și de atunci ținem cumva legătura. Urmăresc în primul rând postările de pe Facebook și văd că este bine ancorată în Da, lumea într-adevăr, asta. din artiștii nemțeni, pe lângă doamna Mimi Revencu, Andra Margină Iulia Așa, și Andra pe care am fost-o la și tabără. Petre. Și pe care am revăzut-o acum de curând la Galeria Era, știi? La Central Da, Plaza, da, acolo. da, Expună, nu, expu, nu, nu știu dacă a expus ea, o verișoară de ei. da. Da, o verișoară Așa, dar care tot Margină o cheamă. tot bine, tot frumos. Dar am revăzut-o cu plăcere după un an și
ceva de ținut. Da, ieșea într-o semivacanță, pregătește un nou eveniment cu lucrările ei pe tricouri. Deci revenind la artiștii care îi promovez strict pe stilistic, Petre Petrescu, Petre Diaconu, și m-am decis să promovez și artă contemporană. Aici m-am axat mai mult pe hiperrealiști. Ah, și Parasca, doamna Parasca Agape, iarăși un gen de artă populară contemporană ce îmi place mie mult special. Da, tu ai fost la ultima expoziție comună a Parasca și a lui Mihai Agape? N-am apucat, am văzut o după. Eu am rămas extaziat, da. N-am văzut. Am mai văzut lucrări de la dumnei, dar nu atât de mult într-un singur loc. Și chiar m-au plăcut, chiar am rămas foarte plăcut impresionat. Încerc să o promovez la București și prin diverse medii, lucrările dânsei sunt expuse în galerie. Deci, cum am spus, m-am decis să promovez și artă contemporană, promovez câțiva artiști hiperrealiști, nu dau nume acum pentru că nu-i cazul, dar momentan în galerie se află 60 și ceva de artiști internaționali francezi. Cred că o să aduc și în Piatra Neamț salonul internațional Outsider. Mă scuz câteva momente, mă duc să-ți aduc că văd că încep să-ți se usuce buzele. Nu. Să nici. Mai fac și un reglaj la cameră. Okay. Are și Laurențiu o recoritoare. Invers, morcov. Este al tău? Da. Te poți să iei și de ăla, dar nu. Ia. Perfect. Continuăm, dragi prieteni, cu prezentarea lui Laurențiu Dimișcă despre Laurențiu Dimișcă. Revenind la galeria din centrul Bucureștiului, Teatrul Țăndărică, etajul 1, cu ocazia asta fac o invitație tuturor celor care trec prin București. Atelierul meu este deschis, oricând se poate vedea ceea ce creez. Bun, acum dacă un prieten al nostru ar fi la București, ar avea acces la atelier, da, exact, la galerie? Da. Chiar dacă tu nu ești prezent tot timpul acolo. Cheia este la teatru, deci se poate... Supreș acolo, nu? Da, exact, ca la... chiar așa bobesc, glumesc. Și revenind la ceea ce fac eu în ultimul timp, într-adevăr, de când sunt la București, ecourile fundației, existenței fundației și existența, prezența mea în București și fac, cum se spune eu... Ești motorul activităților astea, nu? Tu te zbați. Ana, spune-mi, te rog. Cunoșteai lumea lui Laurențiu de mai multă vreme? Nu. Sau ești proaspăt pătrunsă și spune-mi cum? O revelație. Cum ai descoperit? Cum ți s-a părut ție? Karma. Karma. O revelație, da? Karmică. Soarta, da? Se pare că destinul lucrează, nu? Întotdeauna. Am încredere. Cum ți se pare lumea lui Laurențiu Dimișcă? Lumea asta populată cu ființe fabuloase, cu personaje fabuloase, cu năluci, cu... În primul rând, surprinzătoare, de impact foarte mare, cu siguranță. M-a luat un pic nepregătită toată situația, m-a dus într-o altă lume, pe care, cum spuneam, nu o cunoșteam, dar o descoper zilnic. Și a fost o intrare de bun augur în viața ta? Cu siguranță. Cu siguranță, da. Nu putem decât să o credem, dragi prieteni, pentru că uitați că zâmbește cu tot chipul, deci este foarte credibilă. Și pe Laurențiu, tu cum îl mai sprijin, cum îl mai strunești, mai ții din frâu, îl mai... Mă mai stimulează creativ, așa. Laurențiu... E și muza lui, n-ați Asta cu siguranță. Laurențiu e o persoană foarte complexă și nu are nevoie, cu siguranță, să fie ținut din frâu. Știe să o facă de unul singur dacă e în locul potrivit al vieții lui. Dacă e motivat? Dacă e în locul potrivit, așa. Da. Și cu siguranță încercăm să facem lucrurile împreună fără să ne strunim în frâu. Să ne stimulăm creativ, cu siguranță, unul pe celălalt. Să vă simțiți niște oameni împreună, dar tot fiecare cu preocupările personale, alea intime. Eu da, știu puterea de muncă a lui Laurențiu și când îl apucă năbădăile, lucrează, nu se încurcă. Da, trebuie să precizez că primul lucru care m-a cucerit la personalitatea lui a fost tocmai forța și determinarea. Pe care o emană, o emană exact. Tot timpul.
Chiar când în momente mai puțin propice din viața lui a fost un optimist. Planul, totdeauna și-a făcut planuri. Numai un optimist poate să-și facă Absolut. Planuri de viitor. Laurențiu, ce mai coci acum? Acum am un proiect care, de fapt, e început de mult pe mobilă pictată în stilul meu. Și împreună cu Ana vom începe un... Ai mai multe încercări de genul ăsta, nu de mobilă pictată, dacă nu mă înșel, și o colaborare cu o firmă de aici, de lângă Piatra Neamț. Da, o colaborare care recent, adică ieri m-am întâlnit cu domnul Crețu de la Nordarin, am avut un proiect împreună pe mobilier și am reluat discuția, s-ar putea să colaborăm în continuare. Vrem în galerie ca fiecare cameră să o decorăm într-un anumit stil, să prezentăm, știu, și diferite propuneri pentru eventualele hoteluri care practică politica buticurilor. Aici e specialistă și Ana pe capitolul ăsta de pensiuni, hoteluri, de marketing și management, și vedem ce va ieși. Deocamdată, suntem la capitolul de a identifica mobilă brută și să o personalizăm nu atât în stilul meu, cât și... O să pun o întrebare valabilă pentru amândoi, și pentru Ana și pentru Laurențiu. Este vreun domeniu în care nu poate pătrunde arta? Care se poate debarasa de artă? Un domeniu al activităților omenești. Arta e peste tot și pretutindeni și omniprezentă, zace noi la fel ca și Dumnezeu, dar stilul meu, dacă tot vorbim despre mine la această emisiune, e abordabil pe mai multe segmente ale artei decorative și plastice. Aici, în speță, nu numai eu sunt un exemplu, sunt foarte mulți artiști morți și vii, dau așa ce-mi vine în minte, Nichidiu Sampal, Hundertwasser, chiar și Picasso a avut pe ceramică, pe mobilier, pe... Deci sunt multe exemple în istoria artei, ei și-au pus amprenta atât pe fashion, mobilă... Am văzut anul ăsta un muzeu Dalí undeva în Spania. În Spania, da, e adevărat. La fel, un artist care și-a pus amprenta așa pe tot mediul care l-a înconjurat ăla intim, tot ce era casă și în jurul casei se vedea mâna artistului Dalí. Există o artă a marketingului, Ana? Cu siguranță. Cu siguranță există o artă a business-ului, a marketingului, a managementului și, da, ori simți aspectele astea, ori mai bine nu le faci. Trebuie să fii născut pentru... Eu cred că, da, fiecare suntem născuți pentru a face ceva la maximum capacităților noastre. Facem cu toții mult în viață, dar avem un natu. Fiecare dintre noi, și dacă reușim să-l descoperim și să mergem pe drumul nostru, rezultatele sunt maxime. Te-au făcut deziluziile să te oprești cândva, să vrei să renunți la domeniul pe care îl iubești? Nu, aici... O poticneală, o... Am avut foarte multe poticneli în viață, da? Cred că toți trecem prin etapele astea. Ce pot eu să spun astăzi este că m-am dezvoltat datorită lor, am crescut foarte mult, am învățat din ele și aici, la fel ca Laurențiu, pot doar să spun că sunt o optimistă și nu mă opresc ușor. Când îmi pun ceva în cap, merg până la capăt. Laurențiu, pentru tine un șut undeva a fost mereu un pas înainte? Exact. Nu. Eu nu m-am... Chiar dacă m-am împiedicat, am căzut, mă ridic. Imediat ai găsit puterea să te ridici. Da, asta recomand fiecăruia din noi să... Nu, sunt momente când disper, când... Pur și simplu să lași totul, baltă și să pleci, să vezi unde vezi cu ochii și să ori să te apuci de altceva, ori să nu mai faci nimic. Sunt foarte periculoase momentele astea de letargie. Refugiul în muncă este o... În munca de creație, vreau să spun, este o soluție? E adevărat că... Sau căutarea de mereu alte planuri? Că... La un moment dat, viața de carieră sau viața de artist cu cea personală, la un moment dat una poate să meargă prost de tot și cealaltă să meargă. Trebuie să întotdeauna să te agăzi de ceva sau de idealul tău lăuntric sau de rolul tău pe acest pământ, să-ți îndeplinești măcar visele care nu-s de gradul, știu, super nebunie, dar măcar să lupți pentru idealurile ale tale personale și în după aia... În momentul când ai conștientizat că ești o entitate necesară, nu? Aici,
în oraș, în cetate, în țară, pe planetă. E o revelație, îți dai seama că, într-adevăr, merită să continui după fiecare eșec? Da, eu am o filozofie... Necrezând într-un misticism, așa... Nu, eu am o filozofie așa un pic mai simpatică despre viață. Poți să fugi de orice, dar nu poți fugi de tine însuți, așa că... Da. Cred că merită să te ridici și să te iei cu tine, să te așezi la locul potrivit, cu siguranță. Să-ți mai dai și câte o palmă așa din când, să te dezmeticești, nu e nicio problemă. Bineînțeles, scădem cu toții și cred că trecem, fiecare dintre noi a trecut prin diverse și a avut momente mai puțin plăcute și momente mai depresive, dar fac și asta parte din viață. Important e cum le abordezi, rămâi acolo sau te ridici. Cât de importante sunt, Laurențiu, pentru tine și pentru tine, Ana, aprecierile venite din partea celorlalți, din mediul artistic sau non-artistic? Păi eu sunt obișnuit să primesc și bârfe și facerea de bine e așa de mamă, cum se zice. Deci eu sunt obișnuit și cu... Dar primești și aprecieri. Da, e adevărat. Deci nu, eu ți l-am acordat tot timpul, cel puțin. În ce mă privește, tu sigur asta? Într-adevăr, să... Te ajută? Da, sunt încărcabile de energie toată partea pozitivă, dar și partea negativă a lucrurilor, pentru că dacă nu ești bârfit, nu existi ca entitate. Și atunci... ceva pentru... tipic de bovițean, bă, sau mioritic, nu știu. Dacă nu ești bârfit, nu existi, dar poate fi o axiomă. Și n-am depins, totdeauna am depins de aprecierile mele, pentru că și eu sunt un critic... În primul rând al tău. Al meu și după aia, într-adevăr, las foarte greu să pătrundă și opinia celui de lângă mine sau aproape, dar țin cont de latura. Poate eu la un moment dat nu sunt așa de, cum se spune, sunt că pot să recunosc, dar mai și renunț la idei preconcepute, să nu... Când renunți în momentul când îți dai seama că sunt irealizabile sau după ce faci primii pași și vezi că nu e calea tocmai cea mai bună pe care ți-ai propus-o? Uneori simți, uneori o faci voit, uneori o lași din start. Deci nu există o... Aici depinde de și de temperamentul tău. Uneori poți să... Adică eu, cum sunt așa ca temperament foarte colorat, uneori am și faze proaste. Da? Ana, depinde. Cum primești aprecierile? Le aștepți? Sau pur și simplu vin sau nu vin, e ok, vin... pentru munca bine făcută, pentru ce faci bine în cu siguranță, tu și pentru cei din jurul tău. Cu siguranță vin de multe ori, de multe alte ori vin și criticele, din care încerc să învăț ceva și exact. Să-l accept cu zâmbetul pe buze, chiar dacă nu-mi pică întotdeauna la suflet. Clar. Așa, învățat, în schimb, că singurul critic foarte important e propria mea conștiință. Sunt o autocritică fantastică și acolo ăla e punctul central, vocea care o ascult cel mai... Este vocea interioară. Exact. Vocea care o ascult cel mai cu minte, să zic așa, să, da? Să-ți fii cel mai bun prieten, exact, până la urmă și să exact ții cont de părerile venite din sine. Și apoi e foarte important părerea celor din jurul meu, oamenii pe care îi iubesc și la care țin. Bineînțeles că nu poți să-i satisfaci pe toți și să-i mulțumești pe toți. Spunea o siguranță vorbă că dacă faci un discurs în fața 30 de persoane, ai 30 de personalități diferite la final. Așadar să lăsăm fiecăruia dreptul la critică și păreri. Laurențiu, știu că proiectul ăla cu tabăra de anul trecut n-a mai continuat. Din păcate, zic eu, pentru că pusese o idee bună, motive pecuniare, nu știu, nu mă bag nicio mai mult asta. Nu. Tu cum găsești taberele de creație? Deci, din punctul meu de vedere... Cât de folositoare le găsești pentru artist și pentru societate? Pentru că în momentul în care... eu știu asta și de la alți artiști, dar e o părere de-a mea, așa, ca observator al fenomenului artistic. Din momentul când ai luat penelul, ultima, când ai tras ultima tușă pe o lucrare de-a ta, eu cred că lucrarea nu-ți mai aparține. Că, de fapt, este destinată unor alți ochi, care s-o readucă la viață. Da, e un adevăr ăsta. Nu știu dacă pentru toți artiștii e un adevăr trist. Eu, cel puțin, nu mă îndrăgostesc de lucrări.
pentru că e o chestie care nu e benefică. Sunt lucrări care îmi plac, care mă entuziasmează pe moment, dar știu foarte clar că... Deci și gândești deja la următoarea lucrare. Exact, dar politica lor e în timp, cât va rezista în timp și câți ochi și suflete vor cuceri sau ce vor determina ca energie lucrările mele, laturile interioare a sufletului, etică. Aici e un dialog, nu mai ține de mine. Referitor la tabără... Cât de benefică este, de exemplu, artistului prezența într-o tabără de creație? Eu consider o tabără de creație un dialog, bineînțeles... Nu al surzilor. Corect. Un dialog atât între artiști, un schimb de experiențe, dar și o posibilitate a oamenilor să intre, să vadă un atelier intim a mai multor personalități de artiști. Deci o tabără o văd vizitată de către public și o școală, o tabără. Tu ești de părere că avem de învățat toată viața? Dar normal că, normal că avem de învățat, dar vreau să revin la ceea ce înseamnă tabără. Sunt mai multe viziuni în România, cel puțin referitor la tabere. Unele sunt bazate pe strângerea unor colecții, unele tabere sunt numai boșcăiel și prostii, altele sunt educative, altele freacămenta. Deci sunt diverse. Normal, artistul într-o tabără invitat trebuie să fie și plătit, indiferent că ești pictor, sculptor, trebuie să pleci de acolo cu, chiar dacă donezi niște lucrări cu latura, cu satisfacția interioară că lucrările tale ajung într-o colecție sau se plimbă prin România, pentru că sunt, poate nu numai. Țara asta românească și nu mai e plină de țepari și în domeniul artei e super full. Și nu dau exemple acum că nu are rost, aici o să se ocupe, dacă se ocupă la modul serios, poliția culturală, dar în rest se varză taberele și revin, sunt foarte multe țepe. Sunt câteva, într-adevăr, care își au o rezonanță și știu, sunt recunoscibile, cum e tabăra Tescan, sau, dar în rest eu mă abțin să mă pronunț. Chiar nici nu mă interesează capitolul tabără și nici nu mă interesează să fiu invitat. Am fost rău la faza asta, dar voi arăta eu asta personal. Este opinia ta. Voi arăta eu personal ce înseamnă o tabără internațională, la ce nivel trebuie să o duci și care e finalitatea. Am un plan, dar nu e un scop în sine. Deci eu am alte preocupări. Când va fi momentul, nu? Când va fi momentul, dar repet, când sunt niște destinații alese, că e pensiune, că e o casa unui om, inviți artiști de calitate, inviți artiști internaționali, creezi o colecție, creezi niște pasionați de artă și arăți că o itinerezi și la final îi dai o destinație. Deci cam așa văd eu scopul educativ, turistic și în timp să lași ceva Când pentru... Când de punere în evidența zonei unde are loc, unde nu mai zic. Ana, tu cum ai descoperit? Inevitabil, însoțindu-l pe Laurențiu, ai cunoscut mulți alți artiști. Bineînțeles. Cum te învârți în lumea lor? Cum te simți în... Natural. Mă simt natural lângă Laurențiu, implicit simt în cum lumea te-ai lui. Simțit când ai descoperit că și sunt oameni? Pentru că... Nu aveam niciun dubiu. Nu, de obicei tindem să-i situăm într-un turn de fildă și Laurențiu a pomenit de chestia asta. Artiștii, capul în nori. Mi-am dorit foarte mult de la Laurențiu să-mi arate omul din el și în al doilea plan artistul. Nu e chiar tema interviului. Cine s-a relevat primul? Omul sau artistul? A fost o prezentare concomitentă, aș spune, dar să spunem că am forțat eu pe latura asta, am vrut să cunosc omul din el, am vrut să-i știu sufletul și nu numai lui, tuturor prietenilor lui, pentru că am considerat întotdeauna comunicarea de aici, în primul rând, și pe urmă vin toate celelalte, ce faci în viață, cât de talentat ești, unde poți să ajungi, da, e foarte important. Dar, repet, cel mai important pentru mine a fost sufletul care este Laurențiu și... Cu siguranță n-a fost un șoc pentru tine să intri în lumea lor și să o vezi din interior. Nu, a fost o mare plăcere, o descoperire și o relevație continuă. Sunt încă la început de drum, în a-i cunoaște lumea, dar e frumos tot ce văd, cu siguranță. Bine da, făcut și da, cu siguranță. Te simți mai cu picioarele pe pământ decât Laurențiu?
Da, poate într-un fel, dar eu sunt... Mai pragmatică, mai... Cu toate că și el este suficient de pragmatic. Sunt, pentru că are un simț al comercialului. Vezi, pune la cale negocieri, prezentări de artiști, organizează expoziții cu pentru siguranță. A vinde o operă de artă. Cu siguranță, da, Laurențiu nu duce lipsă de pragmatism, nici de logică, nici de determinare. E foarte complex din punctul ăsta de vedere și stăpânește foarte bine toate aspectele astea. Eu, de asemenea, sunt o fire foarte pragmatică și logică, de multe ori sunt vocea rațiunii, așa, dar nu înseamnă că nu sunt și eu de cele mai multe ori cu capul în nori. Cine gătește la voi? Întrebarea de bază. Știu că Laurențiu are mari de bucătărie. Chef. Trebuie să recunoaștem că e singurul care le are. A dat și câteva probe anul trecut în tabără, dar creațiile lui, nu știu cât s-au bucurat sau nu de asta, dar erau elaborate, dichisite, cu multe chestii pe care la noi de obicei nu prea se folosesc. Și-a dat silința cu siguranță și a supravegheat cea unul acolo. Trebuie să recunosc că a fost unul din punctele lui foarte m-a cucerit... irevocabil cu o cină foarte bine pregătită în una din primele noastre așa întâlniri și romantică, da, a fost super momentul și da, el gătește la noi acasă. Eu de când îl știu pe Laurențiu și eu sper din tot sufletul să nu se schimbe, el este un veșnic îndrăgostit de lume, de viață, de oameni, în urma tuturor bobărnacelor pe care le-a luat, a țepelor, n-a nu contenit să creadă în oameni. Pentru că arta ta, Laurențiu, este fapt, pentru oameni, nu? De despre fapt, și sursa pentru. De inspirație sunt oamenii, până la urmă. Și tot ce înseamnă comunicare și tot ce înseamnă, prezență umană, este o sursă de inspirație pentru mine. Și revenind la capitolul, într-adevăr, bucătăria, gastronomia, în general, îmi place. Și o iau ca un hobby și un timp petrecut. Cu plăcere. Cu plăcere, că și bucătăria... Bărbați la cratiță. Nu. Aveți un chiar și la prieteni. Aspirat, nu-i deranjant. Da, și eu gătesc cu plăcere, trebuie să recunosc. Cel puțin este uneori o artă. Sunt mai pretențios decât soția mea în materie de gătit. Deci este tot o artă, tot așa o gestionezi, o gândești, tot culoare, aromă, simțuri, deci până la urmă e o creativitate în ceea ce faci în bucătărie. Bine, este și alchimie, sunt mai multe. Eu nu pot să zic că îți deschis să învăț acest segment, să-mi dedic timp, că îmi place. Sunt mai mulți, omuleți care au preocupări de genul. Și, da, într-adevăr, cu Ana e o chestie, zic eu, pozitivă și va fi, sper eu, de mare ecou ceea ce vom face împreună și... Ana, să înțeleg că este una dintre întâmplările fericite ale vieții tale la Oranice. Întâmplare deci, cu ghilimele. Este primul cuvânt care mi-a venit în minte. Bun, de-a lungul carierei, de-a lungul vieții, mulțumesc și în primul rând lui Dumnezeu, după aia părinților și etc. Deci sunt oameni care într-adevăr trebuie să le mulțumesc, nu dau nume ca la MTV, sunt mulți care m-au sprijinit, care m-au ajutat la un moment dat, deci nu neg chestia asta, fiecare a avut un rol și are un rol atât în prezent, trecut și viitor. Câtă vreme avem puterea să mulțumim celor care cât de cât ne-au sprijinit cândva, poate în momente mai puțin ferice ale vieții noastre, înseamnă că nu ne-am dezumanizat, Laurențiu. Tu unde te-ai simțit mai bine în ultima vreme? Aici, alături de români, alături de prietenii tăi din România sau în Europa, unde știu că ai umblat, ai expus, ai organizat? Eu sunt o fire foarte... Sau ești un universal? Un globalizat? Deci unde crezi că
Fiind o fire naturală și sociabilă, fiind o fire deschisă și pozitivă așa în ceea ce fac, locul meu, adică sentimentul de acasă, îl pot avea oriunde. Acasă este acolo unde te simți bine, nu? Exact. Pot să mă las și în Franța, tot mă simt bine, pot să mă las și în America, tot mă simt bine, pot să mă las și în Piatra Neamț, tot atâta timp cât creez și am persoane dragi lângă mine, indiferent unde sunt, pot să fiu și pe lună. Bine, nu, pe lună... Pe lună încă nu, dar nu se știe. Laurențiu, prieteni... Pe lună în lucrări. Să punem capăt aici interviului de azi, dar nu pentru că n-am avea ce discuta cu Laurențiu și cu Ana, ci ca să-i provoc la un următor interviu, pentru că amândoi au încă multe de spus. Eu vă mulțumesc, oameni buni, a fost o plăcere să vă cunosc ca și cuplu și îmi place despre voi, sunteți tineri frumoși, vă sprijiniți, vă adăugați unul pe altul, nu știu, vă completați cu siguranță. Asta este de bine. Dragi prieteni, ne întâlnim la proxima ocazie, la interviurile TLM. Cu bine! Mulțumim! Mersi!